5 ani în urmă, dezvoltarea unei rețele de centre comunitare modernizate, care oferă acces gratuit la tehnologii moderne și servicii inovatoare de bibliotecă, părea un vis ireal. Astăzi, suntem încântați să anunțăm că acest vis a devenit o realitate. 1041 biblioteci publice modernizate oferă o platformă comună pentru dezvoltare. Acces gratuit la internet și echipament IT modern. Благодаря тому, что Новотека предоставила нашей библиотеке и другим библиотекам страны компьютерную технику и, в частности, планшетные компьютеры, у нас появились возможности предоставлять нашим пользователям услуги, которых раньше у нас не было. Mai mult de 1200 de bibliotecari entuziaști și talentați depun un efort zilnic să extindă numărul de oportunități economice și sociale pentru cetățenii Moldovei, oferindu-le acces la informații relevante și servicii moderne. Dacă până acum aveam unele atribuții de a împrumuta o carte, de a elibera, a primi o carte, în ziua de azi ne putem informa și învăța tehnologii informaționale, la un bibliotecar te poți adresa pentru servicii de e-guvernare. Bibliotecarul acum a devenit alt bibliotecar. 650 de servicii moderne. Instruiri pentru copii, adulți, persoane în etate și persoane cu necesități speciale. Acces la informație. E-servicii. Promovare unui mod sănătos de viață. Activități creative Makerspace. Instruiri de angajare în câmpul muncii, dezvoltarea abilităților agricultorilor și multe altele. In 2012, before Novoteca program was launched, there were about a dozen or two dozen libraries outside of Chișinău that offered any internet access, any public access to computers. Now that number is over 1,000. So what we did was, once we started putting computers in and training librarians how to use it, we focused on what can they do with that technology to serve children, to serve adults, to serve senior citizens in new ways. Avem o colaborare de mai mulți ani cu proiectul Novoteca. Vedem schimbarea la față a acestui domeniu foarte important pentru spiritualitatea națională. Odată cu Novoteca s-a schimbat la față și bibliotecarul. Bibliotecarii sunt nu doar oamenii care oferă cărți pentru împrumut cetățenilor. Bibliotecarii sunt oamenii care gestionează centre comunitare multifuncționale. Pe parcursul ultimilor 5 ani, bibliotecile publice au construit parteneriate durabile cu autoritățile naționale și locale, ONG-uri, reprezentanții sectorului public și privat, organizații internaționale, agenții medie și activiști comunitari pentru a consolida dezvoltarea profesională a bibliotecarilor și de a crea noi oportunități pentru membrii comunității. Novoteca is a very welcoming and friendly place for me. I know that any library I go to, I will find friendly, knowledgeable, technologically talented people. Ca partener ai programului Novoteca, am instituit un serviciu modern de bibliotecă, se numește În drum spre casă. Deși este doar la nivel de pilot, ne-a plăcut foarte mult cum merge acest program. Acum copiii, adolescenții, adulții și persoanele cu necesități speciale pot beneficia de servicii moderne oferite de bibliotecari pentru a crea și a învăța lucruri noi. Fiecare locuitor a orașelului și a raionului Moldoveni au posibilitate să vină la bibliotecă, să găsească orice îi interesează, să studieze calculatorul, să vorbească cu copiii care sunt peste hotare. Я стала чаще ходить в библиотеку благодаря данной программе. Очень полезно для молодежи, привлекает внимание и развивает. 1041 biblioteci publice s-au alăturat rețelei Novoteca și au devenit centre comunitare, oferind o varietate de servicii moderne. Împrietenește-te cu biblioteca din localitatea ta. Ne vedem la biblioteca!